Nu dă toată atenția bunătății plastelor mici. Sufletului, caracterului, purtărilor noastre. Cu mincinoși, cu șmecheri, cu oameni cu două fețe și două grăiri, nu poți alcătui ansambluri sociale viabile și în progres. Cu lemne putrede și cu cărămizi defecte, nu poți ridica o casă temelică. Tot astfel, și individi corupți și subminați de ipocrizie, necinste, invidie, cu indivizi care găsesc sub papa psihică și plăcerea supremă, în a-și denunța semenii și a repregăti curse și ambuscade și de lege, și care își practică în mod dezinvolt lucruri și putea, n-au probleme. Nu poți spera altceva decât soarta castelului din cărți de joc, când se deschide fereastra și le împlăște mântul. Esențiale rămân curăția cugetului și libertatea lumnică. Ele doar pot dezășuri orice înnovire, orice realizare, atât în altă, cât și în viața noastră. Să nu ne amăgim, crezând că putem face abstracție din nivelul moral și din tala misului. Libertatea și curăția conștiinței, iată care temelia oricărei acțiuni prealabile unei îmbunătățiri reale a societății. Și tot libertatea și curăția conștiinței, firește soțite de talent și de îndemânare artistică, rămân și bazele unei opere de artă cu adevărat